Stimați invitați, dragi copii, bine ați venit la activitatea noastră. Cu toate că iarna nu se dă bătută, elevii noștri au adus primăvara în școală, în cadrul proiectului Primăvara în ochii copiilor, proiect ce se află la cea de-a 8-a ediție și care se materializează într-o expoziție de mărțișoare și felicitări. Ca și în edițiile anterioare, și de această dată ne-am arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român, îndrumați de doamnele învățătoare și susținuți de părinți, stimulând creativitatea, originalitatea și inspirația. Nu am uitat nici de cea mai importantă ființă pentru noi, mama, pentru care elevii noștri au realizat cele mai frumoase felicitări. Expoziția găzduiește o gamă variată de exponate, realizate cu migală de mâinile îndemânatice. Vă invităm să admirați și să alegeți pentru cei dragi mărțișoare și felicitări de o mare varietate, atât tradiționale cât și inedite. Banii pe care îi vom obține îi vom folosi pentru celelalte activități extrașcolare. Cele mai frumoase exponate și creații literare vor apărea și în revista proiectului. Primăvara ne zâmbește, iar noi suntem gata să o întâmpinăm cu o mulțime de mărțișoare și felicitări. Îi felicit pe elevii noștri că prin talentul și priceperea lor au adus din nou primăvara în școală și au trezit în sufletele noastre multă bucurie. Mulțumim conducerii școlii pentru sprijinul acordat ca de fiecare dată, doamnelor învățătoare, părinților și elevilor care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Vă mulțumim și vă dorim o primăvară frumoasă, de vis și să nu se mai lase așteptată așa cum vedem că se întâmplă ziua de azi.